În mai multe zone din Anglia, copacii arată de parcă toamna a venit deja. Experții în ecologie susțin că valul de căldură și secetă a afectat supraviețuirea copacilor, iar unii dintre ei riscă să nu mai poată fi salvați. În plus, specialiștii se așteaptă ca temperaturile crescute să aibă efecte negative și asupra faunei sălbatice din sudul Angliei.